un scaun liber. Stau eu și lângă mine un așa brunel mare. Se vede că ceva șemi arab. Și eu stau și el citește imi. Și scoate carte și învață. Și eu stau, mergeți la examen? Da, de unde? Numele meu este Branko Ciuici, fiul lui Stoianca și Dușan Ciuici, născut în Zrenjanin, Banat Sărbesc. Eu am crescut în Zrenjanin, în centrul largit Zrenjaninului, într-o o stradă mică cu poate 30 de case. În 30 de case erau doar bărbați, nici o fată nu era în strada noastră. Și din strada așa mică au ieșit foarte mult sportiv, handbalist, fotbalist, basketbalist, oricare. Pentru că la noi era, și acum toată lumea din echipă face ciudă, nimeni nu poate să mănânce repede cât eu mănânc. Pentru că așa, asta era survivorul la noi. Când vin de la școală, dacă nu mănânc repede și ajung afară, nu prind loc în echipă. Această șmecherie în care se deghizează în turc și intră... S-a dus cu capul înainte. Și nu, l-au recunoscut oștenii lui și li i-au tăiat și anume capul. Sunt Alexandra, a lui Damian, din Iași, din Sasca Mică și a lui Atkinson, mai departe, din Anglia. Păi, centenarul ne-a prins... cu foarte multe femei în politică, dar cu o Românie fără mamă. N-avem o mamă care să se gândească la viitorul copiilor ei, în perspectivă. Nu avem o mamă care să asculte nevoile și îngrijorările copiilor ei, care să se implice și mai ales care să vrea să unească și nu să dezbine. Așa că ce doresc eu României pentru următorii 100 de ani este să nu rămână orfană. Deci toți au vrut să integreze, toți s-au împrietenit, n-a stat nimeni în curtea lui, în zidurile lui, să stea cu ai lui și așa mai departe. Toți au vrut să cunoască și au avut la școală, au avut pe stradă, au socializat și s-au amestecat de bunăvoie și le-a plăcut să se amestece. Mă numesc Ediza Bibula, fiul lui Asana Bibula și al lui Ilvana Bibula. Român de etnie turco-tătară. La mine în bloc erau o familie de polonezi, o familie de greci, o familie de albanezi, noi. Când venea Crăciunul, vecinii aduceau la ușă o farfurie, dacă știți voi, farfuria de porțelan de Alba Iulia, așa pictate, cu chicios pe margine, și erau cu cozonaci foarte buni. Și chiar mi-aduceau, știau că mie îmi place cozonacul cu nucă și cu cacao și mi-aduceau, veneau cu farfuria și spunea maică-mea, uite aici am adus pentru voi cozonac și astea două felii pentru Edis că sunt cu cacao și cu nucă. Mi se părea wow. A sosit sarmaua. Da, v-am gândit și cu artificii, nu? Super, și cu artificii. Da, super, eu am o teorie. Teoria mea era că nu prea se mai... Cristina Modoi mă numesc și mama e Veturia, după Veturia soția lui Goga, pentru că bunicului i-a plăcut numele. Și tata e Gheorghe, bunica a fost la Unire, avea 16 ani și știu că povestea era foarte mândră de acel eveniment, că a participat la acel eveniment. A fost o persoană care și-a îngrijit copiii după ce i-a murit soțul. A avut grijă de ei, i-a dat pe la școli, a fost foarte atentă întotdeauna cu educația lor, i s-a părut foarte importantă educația lor și de asemenea era o persoană cu păreri pe care și le susținea. Ce e prima mea așa după... Da, de ce se ajunge? Și știu că după aceea, când s-au terminat toate testele și a ieșit, nu are nimic copilul. Dați-i sângele înapoi! Mă numesc Cristian Schuster, sunt din Transilvania, mai nou din Cluj, sunt născut în Sebeș, în județul Alba și am sânge, să zicem așa, din o grămadă de neamuri.
eram în satul bunicilor, la casa bunicilor, care locuiau vis-a-vis de o familie de romi. Și băiatul familiei respective se numea Ferry. Și mă jucam cu Ferry, care era singurul copil mai de vârsta mea de acolo din zonă, toată ziua pe uliță. Până când la un moment dat bunicul s-a supărat și mi-a spus, ce te joci cu Ferry, că e țigan. Na, bineînțeles că mi-a spus pe săsește, dar nu, asta contează. Și eu i-am răspuns, dar nu, Ferry nu-i țigan, Ferry e copil. Ce poate geacă de piele s-o gândi, știi că tot podea, nu știu. Ne-am apropiat și haideți, băi, să vadă ceva, voi apreciați. Scoate așa sea, sară, de când scoate așa, fac un fond să lucește de ăla. Și zice, bă, băi, dacă aș ști voi câți țigani și vreo de-aia să avea asta. Sunt Robert, fiul mamei, Maria. Sunt deloc din Harghita. Vin dintr-o familie de romi. Familie de romi însemnând pe filiera mamei, mamă, mătușă, bunică. Cum să fiu eu țigan? Nu se poate. Și asta aveam, cred că, vreo 7 ani. Noi stăteam la etajul 2, fugit în spatele blocului, că atunci asta era obicei, dacă strâbea ceva, strigai, mamă! Și zădea mama mingea sau ce strâbea. No, de data asta n-am cerut nimic, doar o clarificare a felului în care eram numit de prieteni. Și strig și zic, mamă, aia este pe balcon, ce vrei? Mamă, noi suntem țigani? La care mama zice, da, la care eu, da, a, nu, nu e adevărat, și-am fugit. M-am întrebat prima dată cum am făcut, dar sunt un taximetrist, de ce sunt așa albă dacă vin din Oltenia? Sunt jumătate munteancă, jumătate olteancă. La munteni, la tata în Argeș, te prezinți cu alul petrișor a preotesei. Așa e ideea, și nu a preotului, ci a preotesei, că la noi în familie femeile sunt alea de care știe lumea, de frică. Mama Cristina este dintr-o familie veche boierească din zona Olteniei și eu am ieșit așa, o mixtură. Dar nu pot să nu râd, nu pot să nu râd. Deci era grav, deci era cu nevorbit. Cum adică nu știi care-i secenii? De exact. Sunt David, fiul lui Teodor Pavel și Estera, dar de fapt Teodor Pal și Ester. Prima mea amintire foarte vividă este de la Revoluție. Trăiam încă în București, noi trăiam vis-a-vis de Gara de Nord. Ne uitam la tancuri cu mama care plânge, ea plângea de fericire, ceea ce eu nu concepeam pe vremea aia. Și după aia, cea mai puternică amintire din perioada aia și cumva definitorie pentru, cred că pentru ceea ce trăim, este Crăciunul anului acela, când n-aveam voie să folosim artificiile alea mici, pe băți, nu știu cum le zice. Da, în maghiar au un nume aparte. În maghiar se numesc... Doamne, și acum am uitat în maghiară. Evenimentele care au fost cu Euromaidanul de acum câțiva ani, când în sfârșit lumea a făcut distinția că există Ucraina și există Rusia. Da, da, da. De ce? Chiar ucraineancă din Ucraina? Sau? Ucraineancă din România. Sunt Maria Cinar, a lui Cociș, fiica lui Vasile și a Parascăi Cinar din localitatea Repedea. Și asta este o zadie pe care am purtat-o eu când am fost mireasă, pentru că am făcut nunta, o parte din nunta a fost și în stilul tradițional, am ținut foarte mult să fie asta și m-am îmbrăcat în portul, era tot ceva similar, cam așa am vrut eu să fiu neapărat, pentru mine ăsta e portul. Și întotdeauna când eram și mică, pentru mine aceea, deci să port zadie era chestia supremă, adică dacă nu aveam zadie... Facem și gară, facem una acolo și una acolo, ca să nu mergi mult pe jos. Fiecare se ducă unde e mai aproape. O să fie bine, o să avem de toate, numai să facem noi comunism. Unul din sală, bun, o să avem de alea, cartoși. O să avem cartoși. O să avem munte, o să fie așa în mijlocul satului, munte de cartofi. Și o să fie fiecare cât vrea. Da, nu trebuie așa, așa, cum ei nu-mi plac. Să-ți placă. Descendența mea știută e scurtă, nu vin dintr-o respirație lungă, vin dintr-un strănut
Îmi știu descendenții până la bunici. Bunicii din partea tatei erau din Bucovina. Știu că au venit, s-au mutat din fostul imperiu în regat după primul război mondial. Bunicul a luptat în primul război mondial și a venit în România să îi se dea pământ, că așa i s-a promis. Nu știu dacă a luptat în Izmene sau în Blugi la Mărășești. Dar am avut sentimentul că uneori particip la momente istorice. În 89, la Revoluție, am avut sentimentul că se întâmplă istorie acolo, deși gașca în care mă aflam, eu eram la o cârcium acolo. Dar nu contează, aveam viziune istorică. Cei ce nu au, criza noastră prin care trecem neîntrerupt se întâmplă tocmai din lipsa viziunii istorice. Oamenii ăștia nu văd mai încolo, ei văd până mâine și până peste gard la domeniul lor. Noi cred foarte mult în pătura asta umană, înțelegi? Cred foarte mult, adică pentru mine etnicitatea se bazează la o simplă chestiune, la humankind, la umanitate, la a fi om. World peace. Mulțumesc și-o frumos.